Salut, bărbatule! Bine ai venit la MBA Masculin! Începem prin a-i mulțumi Sarei Indigo pentru principiul anterior de masculinitate, seducție și bucurie în relație. Mulțumim, Sara! Mulțumesc și eu! Pentru cei care uh, nu ați urmărit principiul anterior enunțat chiar de Sara Indigo sau pe numele ei real Sara Estera Badeian vă invit să urmăriți acel principiu și acolo veți vedea mai multe despre Sara și mai multe despre grația ei și spuneam acolo că este o tipologie sau face parte dintr-o tipologie de femeie super senzitivă, sensibilă romantică, dar o să vedeți că totuși are și doze de claritate și pragmatism destul de ridicate, mai ales atunci când se adresează vouă. <laughs> uh, nu o să fiu foarte autoritară, promit. Nu uh, vă sperii. Așa, te rog să fii doar autoritară. <laughs> Dacă vrei să fii o autoritară, o să-mi pun burca. Uh, uh, e bine și fără burca. Uh, și... Uh, Vă invit în cele ce urmează să dezbatem împreună un nou principiu de masculinitate, seducție și bucurie în relații, MBA masculin pentru bărbați, util și pentru femei. Vom învăța împreună ce vor femeile pe acest modul de 111 de filmări gratuite până la sfârșitul anului cu Ovidiu Young, Uh, vom învăța ce vor femeile, inclusiv de la femei, și le vom ruga să ne spună chiar ele și să ne enunțe principii. Uh, Sara, am spus și în uh, filmarea precedentă, nu vede cu ochii, însă vede foarte bine cu inima și cu atât mai mult bărbaților, vă simte mai bine. Așa că avem cu toții de învățat de la o femeie foarte simțitoare, o femeie feminină, o femeie cu doze ridicate de feminitate. Și să nu credeți că în unicitatea ei nu mai găsim cât de cât femei în această zonă de feminitate ridicată și sensibilitate. Poți să ne mai spui o dată, Sara. De ce cultură aparți tu? Eu sunt jumătate iraniancă, deci am origini în Orientul Mijlociu și asta vine cu implicațiile culturale de rigoare. Îmi place poezia persană, studiez sufismul, recit Coranul de asemenea. Și are o viață, hai să-i spunem, normală în ceea ce privește sectorul relații, inclusiv cu bărbații. Așa? Așa este, da Bun. Ca să nu, se, să, să nu se înțeleagă acum Că trebuie să vină bărbații Numai cu poezii persane Însă <laughs> însă În afara principiului pe care încă nu l-am enunțat Ea gândește-te Bărbatule la o astfel de femeie Romantică, sensibilă da. Uh, și am în cabinetul meu de consultații individuale multe femei de acest gen, ea uh, gândește-te cât de tare ai surprinde-o să-i reciți o poezie în persană. Sau ce vrei tu în persană? <laughs> Te-ai scos? <laughs> sau măcar o traducere, știi? Dacă nu o memorezi în persană, măcar să reciți o traducere dintr-o poezie de Rumi sau de Hafez sau de Omar Hayam. Și când o să-i spui partenerii de Omar Hayam, cu siguranță o să te ține aminte că cel mai probabil ea nu o să știe. Sigur, acum dacă se uită femeie o să zică cineva, dar eu știu. Dar știu că 9 din 10 sigur nu. Bun. Dar uh... nici 9 din 10 bărbați sigur nu o să știe de Omar Hayam. A, nu, mai mulți bărbați nu o să știe, nu doar 9 din <rători> 10. Adică 10 din 10? <rători> adică din 10? <rători> din... <rători> <rători> nu știu, câte mii vrei tu. Bun. Uh... Iată, așadar, Uh, un uh, hint prin care vă puteți diferenția și cine lucrează cu mine și cine urmărește MBA masculin va câștiga tips and tricks despre seducție pe care alți oameni poate că nu le știu. Bun, uh, Sara, principiul este Oferă-i un mic cadou. Oferă-i un mic cadou. Cum adică un mic cadou? Știi, în cultura persoană, dacă, să zicem, te duci la cineva acasă sau dacă uh, ai o întâlnire cu cineva pentru prima dată, e nepoliticos să te duci cu mâna goală. Se recomandă să oferi ceva simbolic. Și când spun simbolic, mă refer la ceva care să sugereze. Uh, ceva care e dincolo de forma lui, știi? Adică, de exemplu, unei femei, dacă îi duci un trandafir roșu, ăsta e un simbol frumos. De asemenea, dacă nu vrei să fii într-un clișeu de genul ăsta, pentru că te gândești că toată lumea duce trandafir roșii, ai putea să te gândești la alte lucruri, cum ar fi o carte mică cu poezii sau poate... Um, o ciocolată mare și aromată sau poate... O ciocolată mare și aromată. <laughs> <laughs> poți să-ți pui căștile cum îți vine înție? Uh, adică, uh, apelăm la Afrodisiace? Uh. Da. <laughs> adică, da. Interpretează-o cum cadou. vrei tu. Așa. <laughs> sau, sau dacă ajungi cumva în Orientul Mijlociu, ai putea să iei un parfum oriental. Și dacă nu ajungi, poți să iei, că găsim. Ah, uh, o esență, desigur. Super. O esență florală de preferat. Știți. De ce este important și uh, aș insista pe această idee de mic cadou, cum să spunem, mică atenție, dar nu e atenție când vine vorba de femei. Însă, uh, de ce este important asta și ce efect are? În primul rând, ea simte că e valorificată, adică simte că tu ți-ai pus atenția și energia și resursele tale interioare. Să te gândești la un cadou pentru ea. Adică, simte că i-ai dat importanță și asta are un impact emoțional așa frumos, adică te ajută să, să stabilești o conexiune din prima. Wow, mi-a adus un, nu știu, trandafir sau. Când duci flori unei femei, sugerez să nu iei un buchet cu multe flori de feluri diferite. Adică, eu merg pe chestii simbolice și. Totuși, clare. Important. Dacă, știi, dacă duci, nu știu, un singur crin sau uh, un singur trandafir, cred că e foarte sugestiv. Sau poți să iei un buchet doar din crin sau doar din trandafiri sau doar din narcise, știi? Uh, spuneam în filmarea anterioară că și, și acum că Sara are o doză de pragmatism. Ați văzut, s-a gândit la claritate. Deci, bărbaților, folosiți-vă mintea. Folosiți-vă claritatea și structura voastră mentală, pentru că ați văzut ce frumos a, a codat. Practic, femeia decodează, ca virgulă, claritate, coerență, limpezime și de ce nu siguranță de sine în momentul în care tu ești clar în mesaje. Nu mă duc cu toate buchetele primăverii la o femeie pe care. Uh, mă interesează să o seduc până la urmă sau să mă apropii de inima ei, depinde cum vrei. Așa, frumos. Îmi place a doua variantă. A doua variantă sigur, normal. <laughs> o persoană nu putea decât așa să prefere. Uh, deci vedeți, această claritate, acest mesaj clar, da, că nu te duci la mamaie, hai să iau și Margareta da, și și da, da, exact. și nu știu ce și nu știu ce. Da? Deci când ești pe acest vibe de seducție, mesajul tău trebuie să fie clar și diferențiat. Exact, adică nu poți să duci la toate femeile cu care ieși un buchet de trandafiri roșii, că poate nu se potrivește cu personalitatea lor, știi? Și poate vorbești și între ele. Good one, nu m-am gândit la asta, vezi bărbații, totuși, totuși. Voi vă gândiți la chestii de genul ăsta? Da, Conexiuni, nu? E, e mecanism de supraviețuire, nu-i așa? Absolut. Ce efecte mai sunt în momentul în care noi ducem un mic cadou într-o lume în care și de Paște, și de Crăciun, și de Revelion se oferă cadou ultimul iPhone? Da, e foarte important să-l alegi corect, știi? Așa cum ai zis, folosește ți Intelectul. Dacă nu poți să-ți folosești intuiția, e ok. Folosește-ți intelectul, gândește-te. Ce fel de personalitate are femeia asta, ce tipologie, care sunt calitățile ei predominante și, în funcție de asta, vezi ce cadou ar putea să rezoneze cu ea. E o chestie de, știi, când îl primește și îl simte să spună, wow, asta e pentru mine. De asta spun că nu funcționează același cadou pentru toate femeile cu care ieși, pentru că suntem atât de diferite, Dumnezeu a creat diversitate și poate de asta bărbaților le place așa să, să experimenteze flori de parfumuri diferite, ca să zicem așa. Pentru că această <coughs> adică diversitate mai multe femei, ca să fim mai clar așa. <coughs> <coughs> adică varietatea. Nu e nimic greșit în a experimenta varietatea în at atât timp cât ești atât asumat. Timp cât suntem etici. Etici, etici. <laughs> uh, cred că o să facem un live pe ideea asta de etic uh, etic sumat până la urmă da, 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 e o noțiune relativă asta cu etic, desigur așa este, etic în România înseamnă ceva, în Iran înseamnă oh, ceva da. în Italia, nici nu știu dacă se folosește cuvântul <laughs> bun, glumesc desigur poate se simt italienii ofensați e o glumă să știi este treaba lor, glumesc evident uh, bun, așadar poți să mai nunți o dată principiul? Făi un mic cadou. Oferă-i un mic... Un cadou simbolic. Cadou. Un cadou din inimă. Păi și dacă nu iubește? Atunci nici nu te mai chinui cu ea. <laughs> păi poate vrea altceva. Nu dau sugestii și sfaturi pentru asta. <laughs> Uh, fix ai dat în cazul în care nu te-ai prins uh, Pentru că până la urmă Este și firesc uh, Să nu o iubesc din prima nu? Totuși, adică sunt la prima, prima întâlnire Hello, nu pot să zic Vai, te iubesc Nu poți să iubești din prima Poate, deși Dar din a doua poate, dar... <laughs> Deci uh, Și aici o să pun eu O pauză și o să spun uh, Vedeți, dragi bărbați este foarte important ce impresie lăsați. Evident că vă încurajez să fiți autentici, dar ca idee te duci la un date, la o întâlnire cu o femeie, cumva într-o zonă de iubire, chiar dacă nu iubești, pentru că ea asta vrea să simtă. Sigur, poate să fie femei care vor doar sex, poate să fie femei care vor iubire și căsnicie și așa mai departe, dar cu siguranță o vibrație de iubire te va ajuta indiferent ce vrei tu cu acea femeie să te apropii de ea, că până la urmă asta este ideea acestui MBA masculin, cum să te apropii de o femeie, cum să te bucuri de o femeie mai apoi în funcție de ce relație vrei, pentru că până la urmă este un MBA de relații și de relaționare în care susținem bărbatul care poate și care este mult subminat astăzi și s-a tăiat mult din masculinitate sau și-a tăiat mult din masculinitate de fapt și și să aibă din nou încredere și să se apropie de o femeie până la urmă că inimele lor se vor recunoaște dacă e să fie ceva dar nu aș pune bariere adică ieși, du-te, întâlnește-te până la urmă fiecare relație are utilitatea ei nu? utilitate, nu-mi place cuvântul ăsta. Are sensul ei, îți place? A, da, da, foarte bine. Ați văzut? <laughs> deci eu, eu încerc așa să, să mă exprim pe limbajul bărbaților și am aici femeia, care este evident femeie, și aveți aici practic o demonstrație de cum să vorbești cu o femeie. Dar să nu ne îndepărtăm de la acest principiu, oferă-i un mic cadou și ați văzut cum poți să nu îi oferi ultimul iPhone, dar să aibă impact. Dacă ați văzut în acest demo al nostru spontan, contează pentru o femeie cum îi oferi cadou. Da? Dacă am folosit un cuvânt de al nostru, bărbătesc, utilitate, când vorbim de relație <fie> cu o femeie, ai pierdut-o. Da? Așa deci dacă este, vrei Da, Dacă vrei să o seduci, să te apropii de ea, vorbești așa mai ca pentru inima ei totuși. Ok? Bine. Uh, îți mulțumim Sara. Și eu mulțumesc. Și uh, a fost și va, o voi mai invita pe Sara să ne mai spună câteva principii fiecare inșa dintre inșa Fiecare dintre voi vă, vă luați ce vă este potrivit vouă și vă spun că undeva, cândva vă va folosi tot ceea ce vorbim. Poate că nu întâlnești mâine o femeie, hai să zic ca Sara, evident, fiecare are unicitatea ei, dar cu siguranță la un moment dat poate întâlnești sau vei descoperi din femeia care este alături de tine o parte din frecvențele sarei. Deci, luați cu mare atenție aceste MBA-uri, și oferi un mic cadou, nu e așa? Doar o chestie pur și simplu pragmatică. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dați subscribe dacă urmăriți această filmare pe canalul de YouTube Ofidiu Young și dacă sunteți nou pe canal, de asemenea, like, share și abonați vă clopoțelul să sune acolo. Și ne vedem în continuare până ajungem la 111 principii de masculinitate, seducție și bucurie în relații. Să aveți parte de iubire maximă.